Da, bă, story numărul 1 pe astăzi. Nu știu când o să-l postez. Bună, bună, bună. Păi cum vedeți, unde sunt, unde îmi place mie cel mai mult, în pustiu, în liniște. Mie nu-mi plac aglomerațiile, nu-mi place gălăgia asta de orașe, nebuneală, trafic, mie nu-mi place. Pe mine mi-a distrus capul, mi-a dispus gălăgia asta de stradă, că eu am stat acolo unde stat în Londra 10 ani, numai la stradă, fiecare zi auzeam gardă, nebunie, ambulanțe, deci eu m-am săturat. Eu când am văzut la liniște, am zis stop, aici de mine. Da, de asta nici nu prea stau eu până oraș, și am zis că eu mă cam feresc să stau pe oraș, stau la margine, filmez, am plecat, deci nu-mi place mie gălăgia, nu mi-e frică mie. Gălăgia nu-mi place, nu-mi place traficul, nu-mi place astea sunt lucruri pentru mine care mă deosebesc față de mulți. Da, de asta și îmi spun vreau să caut să mă trag mai mult, nu în singurătate, mai mult în liniște, nu luați una să calculați cu cealaltă, că nu e așa, singurătate e singurătate, liniște e liniște. Pot să mă trag și la țară, unde și acolo sunt 1000 de oameni și toată ziua mă întâlnesc cu ei la bar. Dar eu vreau să am liniște, liniștea aia de să aud nimica. Să aud nimica, aia înseamnă liniște. Înțelegi? Dar bine, nu vreau tot timpul, măcar seara, seara frumos acolo să aud și eu liniștea, păsări și ce mai să mai aud e pe traseu. Da, ce vreau să spun în live-ul ăsta, gașcul, în filmarea asta, oricum o să le postez toate pe rând, nu postez asta acum, toate o să le postez pe rând. Nu știu, mai am încă vreo oră jumate de postat, mai multe părți. Și asta cât o fac și uite așa toate să le postez pe rând, că atunci nu se mai înțelege nimic din subiect și nu mai înțeleg nici eu din subiect nimic, atât să fie toate pe rând să-mi dau seama. Așa, la început am făcut greșeală, că la început le amestecam, le aruncam la filmat, la început primele 50 de filmări s-au aruncat acolo la... Nici nu mai înțeleg și acolo, nici nu știu când am fost acolo, nu înțeleg ce. Bine, că eu îmi dau seama că eu am fost și îmi dau seama cum să le calculez când o să ajung acasă, să mă pun și să le taghez din nou pe fiecare cu denumire, oraș și fiecare ce înseamnă fiecare. Eu de asta pun anumite traseu 1, traseu 2, episodul 1, episodul 2, ca să-mi dau seama cam care a fost chestia. Da, aici e un lac șmecher lung, da, lacul ăsta e lung. Vin pe el de vreo oră, aia înseamnă 4 km, toți vin, un lac foarte, foarte frumos, cu păsări. Ah, nu e amenajat ca așa, dacă l-ar amenaja asta, cred că ar fi foarte frumos, uite frumos aici. Tai frumos boschetul, pui o bancă, pui cutare și, da, uite, aici e arătură și aici e lac. Păi vă dați seama ce fertil e pământul ăsta. Asta e un pământ foarte șmecher, foarte, foarte fertil. Are apă de dincoace. Legi tot. Da, și cum spuneam, băieții, eu plec. Vreau să spun că mă duc, țin Iezelo. Tot un ami, Iezelo, Trieste, tot un drac. Încă de aici, încă din contra, că mai dau un pic o colire lângă apă, fiind primul drum, ăsta e primul drum care e lângă Adriatică. Și țin Iezelo. Pentru că vreau să mă duc până la Iezelo, că am ceva amintiri. Amintiri de acum vreo 17 ani, am și chiar poze, am fost la plajă, am fost o zi, două, am stat și noi acolo și am niște poze, niște amintiri și vreau să văd locurile alea, să fac o poză direct în locul ăla, știi? Exact în locul ăla, dacă mai există în locul ăla, o să îmi fac o poză, îl găsesc, că știu eu unde-i, că-s vagabond. Da, și să mă duc acolo să mai fac o poză de cu locul, să scriu 2017. Și bine, eu nu mai am poza, dar e o poveste lungă, da. Și mă duc la Iezelo, băieți, și țin Iezelo, cu nu știu dacă o să ajung astăzi, înțelegi? Că de la ultima combinație mi-a dat 36 de kilometri astăzi. Am zis că mă duc, n-am ce face, 36 de kilometri, nu am ce face. Îmi dădeam să vin încoace, am stat pe telefon, am vrut să mă duc în gară, m-am sunat, nu, am vorbit cu un prieten, cu un băiat, care cu Ionuț, unul Ionuț, alt băiat Ionuț, și o să vine în Veneția și am spus, ok, vezi că atunci stau în gară, o să vine atunci, în momentul ăla. Și nu, ok, hai că stau în gară până descarc un alta și te aștept. Da, păi zic, nu, că e la 5. Ok, tătucă, atunci eram pregătit să mă duc spre gară, eram la Megdon. Ok, tătucă, mersi mult, mi-am pus telefonul în geantă și am tăiat-o. Mi-a venit pe gata traseul,
Zic, frate, 37-38 de kilometri cât avem astăzi, îi băgăm că n-avem ce face. N-avem nici ce face. Imam, mă duc mai încet, mai mult să nu să fac anume cu camera. Atât ai, n-am ce face. Trebuie să mă duc pe traseul ăsta și mă țin. Nu ajung astăzi, nu contează, mâine, oricum. Nu e nicio grabă să te grăbești. Dacă te grăbești, atunci nu-ți mai ești calcule de... Yes, toate căcaturile, adică toate poveștile astea cu graba și cu astea. Nu, n-am grăbit și cu o parte, am luat de alaltă și tot așa și n-am făcut nimic. Câtă m-am grăbit. Dacă nu ploua, stăteam la Veneția și mai filmam încă și cealaltă parte. Așa-s planurile mele, uite-te. Ieri când m-am dus în oraș, mă, de-aia am avut ghinion cu Veneția asta, mă. Ieri când m-am dus în oraș, în Mestre, mi s-a închis curentul la McDonald's-ul ăla. De 4 ori s-a închis curentul, de 4 ori, de 5 ori, de 6 ori, dar de multe ori. Mi-am încărcat bateria. Eu în loc să mă duc în Veneția cu bateria încărcată, eu am ajuns cu 40%. Și n-am mai făcut filmări. Biserici deschise, o grămadă de biserici de la ora aia deschise, n-aveam baterie. Umblam la celălalt McDonald's, unde am avut scandal cu aia în live, la celălalt McDonald's, unde am stat o oră și ceva, până mi s-a golit masa aia unde era priză, ca să mă încarc eu telefonul și să ce să fac cu el. Că n-am făcut nici live, n-am făcut nici filmări, că dimineața cu telefonul descărcam antrezând. Come on, man! Am descărcat, am filmat așa, cât am zis, atât. Da, și cu 40% am făcut filmări. Când am terminat filmările, am avut 5%. Simplu. Da. Și uite așa, am avut ghinion. Deci eu dacă intram ieri după masă și filmam o parte, azi dimineață filmam cealaltă parte, și era perfectă treaba. Așa îmi fac eu planurile tot timpul, niciodată nu. Niciodată planurile care ți le faci nu-ți reușesc. De ce? Că se întâmplă ceva, că chiar am spus și pe filmare, dacă vă uitați pe filmare, am zis, bă, planuri bune, dar să vedem cum va fi în realitate. Ce-o fost în realitate, da. Noi plecăm. Ce e asta? A, lipitor. Noi plecăm, băieții, plecăm. Uitați ăla drumul meu care trebuia să vin. Perfect că mi l-a dat drumul ăsta. Mie că l-am văzut. Mi-am dat seama pe harte că e ceva punctat acolo. Zic, gata, ăsta e traseu de excursioniști și de plimbători și de bicicliști și așa mai departe. Da. Ce vreau să spun? Mai zice că mă duc pe la Trieste. Eu normal, eu n-am ce căuta la Trieste, să vă spun sincer. Pentru că pe mine mă întoarce înapoi Triestele, dar mă duc. Mă duc la capăt de Italia și e frumos să potrivească în punctul meu de hartă, știi? Ca să-i fac punctul la hartă, end. Să dau end acolo de hartă, cum am dat la multe locuri, end, că aici am fost până la capăt. Da, și trebuie să mă duc la Trieste. Când ajung la Trieste, nu știu dacă e ceva o legende pe acolo, că nu prea am auzit așa să aibă istorie zona aia. Probabil că are ceva istorie, că a fost și vamă, a fost și țară de tampon între țările europene și de acolo am zis că o să fac o manevră și o să iau ceva mijloc de transport, nu știu ce, să mă ducă până la drum, să mă întoarc înapoi și să mă duc la Naționala de Udine. Dar trebuie să mă scoat afară din Trieste. Deci să mă scoat afară până la Națională. O să vă explic într-o hartă cum fac live-ul, să vă arăt eu care e traseul. L-am urmărit traseul, fraților, eu am 1000 de kilometri. Am făcut așa din mare un calcul, bă, 1000 nu am, dar 100% 800 am. 800 le mai am, de aici, din momentul ăsta. Deci din momentul ăsta mai am 800. Deci eu până la Trieste am 200 km de aici. 200, cred că 200 și. Păi ia, puneți Veneția, Trieste, să vedeți câți kilometri. Nu puneți pe partea națională, vezi că trebuie să cobor în jos. Da. Vezi 200, aia înseamnă azi vineri, sâmbătă, duminică. Și eu nici n-ajung, ce? Nici marți. Marți, miercuri ajung. Depinde, vremea. Cum e vremea, dar am zis că acum, dacă n-am traseu, mai ales acum, că îți dai seama că deja știu ce mai am în față, aproape nimic, nu mai este nimic în fața mea, doar Triestele, ce mai important. Și am văzut înainte de Trieste, am văzut două lângă pe traseul ăsta, că de-aia să mă duc pe traseul ăsta, sunt două șmecherii acolo, două palate, exact cred că ala o să fie una, două și Trieste trei. Deci cam trei filmări care o să mai fie importante pentru mine pe subiectul de orașe. Restul traseu, munți, Alpi. Acolo mănuși, căciulă în cap, ulat, hai de capul meu. Am
bocan, nu trebuie că te miști, dar nu înghezi la picioare în timp ce te miști. O geacă și sus în, sus în dealuri, alb. Da, adică de la Udine, de la Udine, până ajung la Udine, atunci îmi fac traseu frumos, bine, și până la Udine când ajung, nu mă duc eu direct pe autobandă, mă duc undeva tăpă lângă munți. Da, de acolo sunt munți, care nu știți, sunt munți. Ce, că dacă ai umblat cu mașina, ai văzut autobandă, ce ai gândit că acolo e? Orașe? Sunt munți acolo, eu cunosc Udine, eu toată partea aia o cunosc. Udine, Trevizio, Portegoaro, Trieste, nu Trieste, Trevizio, eu toată zona aia o cunosc eu, mă. Toată zona aia o cunosc, eu am stat acolo, mă, eu cunosc toată zona aia. Și eu știu ce e acolo, munți, dealuri, frumos, de-aia am stat acolo, mi-a plăcut. Da. Și am stat puțin, dacă stăteam, mă bucuram de fiecare moment. Nu am stat eu luni, am stat o lună, tot așa pe zile, două, trei zile, iar înapoi. Iar am venit, am stat două săptămâni, iar am venit, am stat o săptămână, iar am venit, am stat. Te-am zis că mi se pare ca și să am stat trei luni, trei, patru luni pe zona asta, maxim trei, patru luni am stat. Da, uitați, vine mașină, înseamnă că dacă vine băiatul, e un băiat care o zis că vine la mine, o zis că când iese de la muncă vine încoace, știu că nu o să vină, nu fac live, nu-i mai știu, nu-mi menționez numele, că nu e, că așa e lui, zis că când iese de la muncă. Dar dacă a venit să fie sănătos și vine a fi, m-a întrebat că ce să-mi aduc, ce să-mi aduc, că ceva de mâncare, ce să-mi aduc, ce să-mi aduc, porc, mi-a adus porc, ce? Auzi românii cum credeți voi, că dacă sunt pe Italia, gata, tot sunt miliardari. Aici sunt românii muncesc pentru 50 de euro la zi, sau deloc. Nu mai români. Românii din Italia nu mai sunt pe munci. Românii din Italia sunt plecat. Românii din Italia care au rămas pentru mine, care am văzut pe tăți. Am văzut eu mii de români. Mai ales în Veneția să vorbea românești și în magazine, și în mestre, și pe stradă. Deci în Veneția să vorbea românești și pe stradă, și în magazine. Mi-am dat seama că e plin de români acolo. Am văzut că e plin. Mi-am dat seama și cam și cum îți bani. Eu știu că, dar îl întreb pe unul. Unul îl întreb și știu cam câte atâtea lume. Plin de stranieri, plin de stranieri, plin. Unde sunt și stranieri mult, într-o țară ca Italia, acolo e sărăcie. Acolo e sărăcie. În Italia, în Anglia, nu există stranieri, toți sunt pe Londra, mă. În Italia, în Anglia, toți sunt pe Londra, toți stranieri. Nu-ți le-ai ieșit de pe zonă, toți sunt Londra. Și ce fac acolo? Toți plătesc taxe. Taxe, chirii, curent. Îi pagă la treabă, n-ai să plătești curentul, nicio problemă, îți dăm de muncă. Și îți dă de muncă până la ei și lucruri pe 100 la zi, nu, pe 40-50 la zi. Și restul și trage ei, mă, să mai nu, câștig agențiile, știu eu. Aici e pescuială, aici ce fain. Și aici, pac, să mă culc, aici m-aș culca, aici ăsta e ponton de manevre, uite, cu poartă, combinații. Mai iată tu că de cu ce aruncă, cu pește, cu pește, cu momeală, mă, cu momeală de silicon aruncă bagabunții. Am visat voi. Ia, în loc să pune din ăștia, ia-le. Pui din ăsta în cârlei, uai de capul meu, păi asta e mană cerească pentru ei, mă. Păi și ce asta, mă? Asta e bunătate. Te-a că-l întreb. Capul, pot prendere, vezi așa cum cu ăsta. Ai așa că le întreb. A, dar n-am cu ce să-l primi scârba așa, că pun așa. A, bine el. Bine el, bine el. Așa. Păi de ce este asta-i cornosul, mă? Nu te închide, mă, mâncați-a suflete tot de telefon, nu te închide, nu fa manevre. Mi scârbă de el, știi? Și n-am nici apă. De asta nu pun. N-am cu ce să-l prind. N-am cu ce să-l prind. Ia, mă, ce mare o prins, mă. Primul, uite, capul meu. Prima dată în viața mea. Prima dată în viața mea, cât de când fac Italia, unul să prindă pește. Hai fotografia,
Îi fuge. Wow, ce mare! Bello! Wow! E prima volta când o vedi così? Anche noi e prima volta proviamo. No! Si? Sì? Oh! Lea, de ce nu lasă să... Prima dată mâncați așa cumva. Gata, l-a turnat. L-a luat pe combinator. Mamă, dar ce mare, mă. Așa, ioi. Așa ce mare n-am văzut în viața mea. Prima dată când m-am în viața mea. Cu din ăla de plastic, ia. Mamă, ce șmecheri. Uite. Brava. Ca să văd unde l-am pus ăsta. Uite-le. No, mă tenta, uite, nu mai am undiță. Mamă, mai mă culcam seara asta, mă. Și-l făceam, mă, l-al băgam pe jar, fucking el. Și ce făceam cu ăla? Eu acum. Aici stăteam, mă, făceam cort, uite-te aici, ha? Uite aici făceam cort. Aici făceam și foc. Făceam jar, tati. Și pe jar, tati. Aia, saream în geantă. Bravo, boss. E prima dată când văd, fraților, în Italia, de când sunt un om că prinde un pește. E prima dată. Bine, dați-vă seama aici. Aici? Aici e ușor de prins, mai. Uitați-vă o direcție. E ușor de prins. Ia uite, uite cât s-a sărit avarea. Ai văzut? Un banc. S-a dat cineva după ei de sus și m-a sărit în sus. Brava! Ah, non puoi prendere a pesca con questo. Con questo non puoi prendere. No. No, è blumata, no. E che c'è a strada? C'è a strada tanti di questi. Ma non puoi posso prendere io, posso prendere con questo? Li mangia il pesce. Non so. Deci nu știe. Deci înseamnă că ăsta nu-i pescare. Stai curios. Uite cu ce pescuiesc, cu silicon. Uite, că-o prins unul mic. Eu am îngățat undița la asta. Încă unul, ce-i până la altă? Ia, pe amândouă prins. Am îngățat unul? Ba nu. Aia e momeala. Uite, pe ăla mic l-o prins. Ia-l-a. Pa. Așa pescuiesc aici în boierime. Păi băga-mi aș piciorul să-mi bag. Dar n-am firmă. Am aruncat cu foc greu, mă, băga mea și picior, foc greu, molineta aia, mă. N-am fir, ace, dar n-am fir. Se cer de la așa un pic de fir și stau și aici. Eu cred că mă culc aici seara asta. Da, dar la foc, trebuie să văd eu un pic zona aici. Eu cred că mă culc și eu, e prind unul din ăla ca ăla, îl șmecher în seara asta, fac și foc aici. Nu știu cum îl agă, a, e închis aici. Să mă duc roată, să văd cam bunii să mă culc, dacă cum vreau să mă culc. Aici e pe zonă, închis aici. Îi cer un pic de fir și pun momeală din asta. Uite ce mare. Come on. Trebuie să fac pe TikTok-ul. Da, dar l-au băgat acolo. Da, l-au băgat acolo. Las cu la poza de păr. Îi faci un tag. M-aș culca aici, mă. Aici-i spești mari, mamă, ce mare o făcut. Țătam, saream. Mamă, dar are spin pe spate, mă. Oare ce pește e ăla, mă? L-a băgat să nu moară. L-a ducă proaspăt acasă. Rămân aici, ha? Deci aici de acum până urc în sus tot așa va fi. Și în nord este așa.
un orb în păduri, așa va fi. Dar asta fără să vrei l-a agățat. Fără să vrei, că nu l-a agățat din momeală, na, în ochi. O fi mărs el în ac și s-a agățat. Na, mamă, mâncați-a, ce să fac, mă? Și vremea asta ploioasă. Mai am și mult până acum, am lacuris, mă. Dacă cer un pic de fir, îi cer un pic de fir. Îi cer un pic de fir și dau cu mâna. Mi scuza, mi poate dare în camion un pod de firo. Filo. Nu ce n-o filo, nu ce n-o filo. Solo un po un metro, du-mi... Nu ce l-ai? Ok, grație. Nu da. Bine, nu iau umbrele asta. Eu iau asta și a plecat cu el, mă. Nu știe el. Da, bună giornata! Ați auzit? Nu-mi dă fir. Nu-mi dă fir, dar asta sunt eu, mai educat. Și că rămânea fără undiță, n-avea ce să-mi facă. Eu aruncam numai în boschet și nu mai găsea. Vinea după mine, ce? Nu ți-am luat nimic cu temă de unde mi-o pun în cap. Eu aruncam în boschet și nu mai găsea. Ai văzut ce e zgârcit? N-avem fir. El direct. Zut, raților. Ați văzut? Cât e lumea de spurcată. Un metru de fir. Bă, un metru de fir, că orice pescar are fir. Ori nu există pescar să nu vin la pescuit cu un metru de fir. Cu fir de rezervă sau cu multe manevre. Nu există, deci nu există pescar. Îți puneam putea da din unde dați uim, tăia capătul și tăia el capătul, știi? S-am dăgea din capăt, pa, și prindea el în continuare puțin asta. Asta nici n-ai auzit că prima dată o prins în viața lui pești. Prima dată o prins în viața, asta nici nu știe să pescuia. Prostul norocul. Norocul prostul. Da, jur, dacă îmi dădea fir, ai mă cu cam în seara asta, că mai e o baltă. Acolo văd că, bine, e baltă privată. Bărțile care sunt închise și n-au ieșire sunt private. Acolo își pun ei băieții pești. Asta era pe ieșire, știi, de aia. De acolo direct la ușă ăsta, băieți. Da, am zis, mi-a dat un pic de fir. Doi băieți tineri. Nu vreau să vorbesc, urât, vreau să nu mă intereseze de ei. Oricum nu mă interesează pe mine de ei, știu eu și îți fiecare. Știu eu cine sunt. E păcat că îi mai ținem Dumnezeu pe mulți. Pe mulți e păcat că îi mai ținem. Dar eu spun și de ce le ține. Le ține ca să aibă timp, să aibă timp, să învețe să fie oameni, înțelegi? Dar ei tot așa mor, înțelegi? Și nu învață și rămân acolo. Și când e acolo, apoi așa îi lasă până în ultimul moment. Până în ultimul moment. Mai am eu încă două persoane, o persoană, nu două, cea. Mai am avut eu o persoană la mine, iar în familie, care la fel, nu a avut timp și nu a avut timp niciodată. Și eu fă pe târziu după aia. Da, să se îndrepte să fie un om bun. Și uite așa, mamă, de-mi tădeam un pic de fir mâncați așa. Tăteam aici, mă, uite ce frumos loc de cort era aici. A cine ce-mi zicea, mă? Meram în boschet pe aici, luam niște frunze, făceam foc. În mijloc, uite acolo făceam. Ne-am pe iarbă, poate nu făceam, știi? Găseam eu un loc unde să fac un foc și îl băgam în jar, mâncața, sufletul tot. Astăzi aici stăteam, da? Asta mi-a stricat planul, asta e un vis. Da-ți, băieți. Asta e un vis foarte frumos. Da. Lasă că vine cât țin minte. Vine cât țin minte. Acum zona asta numai pe lacuri. Până la Trieste numai lacuri. Deci 2-3 zile o să am timp să văd. Arunc momeale pe stradă câte vrei, mă uit numai după din astea. Mâncați. Mai ies așa fără cochilie. Mamă, ce îi mănâncă pești. Așa fără cochilie. Da, ați văzut și voi. Prima dată, amin, vă jur. Prima dată când am văzut un pește prins de când pe Italia asta. Prima și prima dată. Deci n-am văzut la niciunul un pește în undiță. Și am văzut mii de pescari. Mii. Da, foarte mare o fără. Foaie, ce mare o fără. Era ce? A avut un 50, mai bine, un 50, a avut un 50. Cu fac. Și, nu știu, de apă sărată sau de apă dulce asta? E de apă sărată, că n-are vânt de apă dulce, că... Bă, mie vezi, mie invers, nu-mi plac așa de apă sărată, mie-mi plac așa de apă dulce. E mai dulce.
Da, uite de aici barăci, băieți, unde dormeau băieții. A, uite ce fain, barăci cu bărci. Uite, vezi, în fiecare barcă e câte o barcă. Cum intri, ieși din barcă, intri frumos, ieși afară, ia. Așa, tăteți, barăci cu bărci. Frumos. O prinsă la pește, le are pe ăsta cu... Ăsta a trecut dimineața pe lângă mine. Uite, ăsta. Ăsta a trecut dimineața. A, nu, când am început traseu. Exact când am intrat, băi, uite, momeală. Îți momel cât e vrei. Da, mă, băieți, nu mai țin pun, că am ținut mult pe discuție, mai înseamnă că mi-a dat ăla cu peștele, deci măcar am prins-o live. A zis, fraților, uite, dacă nu eram pe filmare, deci eu dacă nu eram acum pe filmare, era altă strategie, înțelegi? Era altă strategie. Aveam altă discuție cu el, altă cu tare curiozitate, dar m-au zis că vorbesc pe altă limbă, știi? Și el, asta e stranier, bă, și... Da, și de asta nu. Și dacă eu forjam altă strategie, oh, capo, bellissimo, mamă, mamă, și îmi dădea și mie, îmi dădea un fir. Uitați aici, aici e zona de pescuit, uitați. Tot îți bălți din astea, ieșiri de până ape. Mamă, mamă, ce e aici? Uite, capcane, napă, tot felul de șmecherii să prindă pește. Aici lumea trebuie să mă din pescuit. Asta e traseul meu. Asta e traseul meu. Aici e o zonă foarte frumoasă de pescuit. M-am uitat că am văzut că... Uite, nu ai, nu ne zice nimic. Scoci, asociația sportivă, sus, aici asociația sportivă, cred că unde... Să dea, n-am văzut eu undeva că îți trebuie ție autorizație, ceva. Nu, am văzut că poți să prinzi pește, dar să nu omori păsările. Am văzut păsările care îți fac să plimbă, rațele, bla, bla, bla. Uite, aici e loc abandonat, deci vezi? Aici mă puteam culca. Aici nu mai nimic, gata, aici. În contra, și mai tragă și ce mai au de luat și au plecat, nu? Am un traseu ăsta, tati, e mult. E mult. Nu știu, eu mă duc până nu plouă. Oricum îl văd, deci eu îl văd cel puțin de aici, undeva la 3 km, numai până în pădure. Aici, uite ce zonă din asta de lebede. Uite ce frumos e, mă. Aia acolo numai zone de lebede, numai lebede. Tot felul de păsări din astea. Aici tot felul de șmecheriți aici, în părculețul ăsta. Nu uitați cum curge apa, nu spuneți-mi cum trec eu acum. Haide, capul meu, n-am cum trece. Na. No, m-am rămas blocat aici. Hai, n-am cum trece, pe 100 de metri, tot mă fac varză, mă desculț. Singura manevră, pe frigul ăsta, e singura manevră ca să ajung pe cealaltă parte. Of. Da. Da, băieții, după cum vedeți, ne descurcăm. Ce ziceți? Iarna. Ne descurcăm, băieții. Ne luăm o picuțele și trebuie să trecem tot ăsta. A, că nu oricum ne ploaie. Așa e că avem o singură șansă să mergem înainte. Doar desculți. Mai spăl și eu la picioare. Da, băieții. Uitați, am de trecut partea asta, plin de apă, e singura șmecherie, pe combinații, mamă, mamă, să-mi ridic ăsta. Eu... Singura șmecherie e... Mă, seara, nu m-am spălat astăzi pe picioare. Astăzi am fost ocupat. Da. Băieții, mergem până apă. Ne-am desculțat. Uai, dar recei. Cum e vineam aici? Cu singura șmecherie, ia, de aici mi-a rante. Mamă, dar rece e mâncața în sufletul tău, ia. Da, băieți, ce ziceți? Uitați, și m-am dus în apă mult, așa. Ai, 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 ai. Mi-a și înghețat picioarele, după cum vedeți. Ha. Așa cred că vă dați seama. Oricum mi-acoperă talpa piciorului. De dacă eu vineam cu pantofii aici, aici e un biciclist, dacă nu ține ritmul, pică jos aici. Și să nu țineți, să n-ai apărătoare, trebuie să face muci, uitați. Băieții, cam asta e șmecheria, ăsta e traseul până acolo. Deci, cam aproape că mi-au înghețat picioarele. Uite câte faze am prins eu într-o filmare de o jumătate de oră. Peștișorul și traseul din ăsta. Ce făceați voi? Ioi, ce fac acum, iubi? Mă duce în brațe? Bun, și cine e prostul care s-a udat atunci?
Așa, egalitate, toată lumea la treabă. Doamna. Da, băieții, măcar m-am spălat pe picioare. Chiar că las condițiile care m-am culcat aseară, nu m-am spălat pe picioare. Da, pe ce, că la renunț mult, dar nu mă stau în mine. Da, uitați, cam asta a fost. Veșcăluță, uitați acolo, apă trecută la cu bicicleta. Aici e apa ce vine de la alt curs. De suprapusul afară. Gata, și am ajuns pe combinație. Ce să zic, asta e. Wow, 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 wow. Trebuie să ajung undeva. Mamă, dar ce mă împunge. Uitați că e asfalt din ăsta, come on. Oh, trebuie să ajung undeva să-mi pun jojanta, să... Telefonul ăsta, uite, până acolo măcar. Come on, trebuie să fie ceva acolo. Ce să fie, pă, dracu, iarbă, stau măcar... Dar nici pe iarbă nu stau, de ce stau eu pe iarbă? Că iudă iarbă. Ioi, hai. Mamă, mamă. Și și greu, îți dai seama. Eu kilogramele la plus janta, ce mai, mă bagă direct în piatră. Uite cum umblu, opa. Doamne, fer să nu. Tașe de păsări sunt acolo, nu știu dacă le vedeți. Dacă eu vă arăt păsări și eu nu pot să umblu. Oh, come on! Come on! Gata. Am ajuns. Să punem telefonul aici. Ce e aici? Cameră? Nu zici că e camera aia. Dar unde e curentul? Stai un pic aici, pe aici. Voi aveți curent, mă, fără să-mi duceți mie. Da, ați văzut, băieți, m-am echipat. Asta e. Dar m-aș mai băga un pic cu piciorul în apă. Opa, mă. Da, asta ați văzut-o? Nu, dacă ați văzut-o pe asta, nu. Cam amen. Trebuie să ajung undeva neapărat la un loc, să îmi pun hainele un pic la uscat, la tervejit. Zic eu, tărvejit. Da, uite aici ce filmare fac eu. Asta da, șmecherie. Asta da, șmecheria lui Mr. President. Asta da. Uite cum stau eu acum să mă pun cu geanta în spate, în tracție, rapid, în picioare. Da. Și mergem mai departe. Sper că nu mai avem una. A? Mamă, dar ce mare! Mamă, mamă, pe asta... Bă, dar mare, smucat, s-a supă, pe asta... Pe asta că mă atacă două din astea, eu fug de ele, mă. Mamă, ce gâși sălbatice, ce mare! A, gata, tătucă. Ce faci, iubi, mă duci tu, ha? Ce facem, iubi? Mă duci tu. Teoria o știm, noi ducem femeia, nu? Chiar nu ne poate duce pe noi, așa credeți voi. Pot și ele să ducă pe bărbat. Numai că așa credeți voi și așa vă oferiți voi. Să le duceți voi pe ele în spate, să le arătesc că spuneți, domn. Înțelegi? Dar cu gândul tot la el în momentul ăla, nu ai putut ce tu. Am glumit. Da, băieți. Am terminat combinația. Acum plecăm. Uite că s-a dus ceva din asta. Ah, e mult de masă, e mult. Masă nu plouă. Aici mă bagă pe pădure. Mamă, câte rațe sunt aici. Am prins o rață. Nu-ți trebuie prea multă tactică. Bine, nici nu poți merge pe aici. Îmi lășinos, intre mai aici afară, da? Cam asta e, băieții, ce să vă zic. Asta a fost filmarea, m-am pupat. Și ne vedem. Ne vedem când ne auzim. Eu chiar mă grăbesc acum că se apropie și manevrele undeva 4, se apropie manevrele 5, se face și noapte și mă prinde pe drum. Deci eu neapărat trebuie să fac cumva să ajung mă, cât de pot aproape de Ezelor. Dar nu era mult, 37-38 de kilometri. De ce să nu profit să le fac? Acum 40 de kilometri sunt 8 ore de mers. Ator. Depinde cum e. 5 ori 4, 20, ori 8, 40, minus diferența, ajunge.
Am 20, am 20, cred că făcut până la mai mini 20. Cele mi-a trebuit vreo 10-15. 10-15, în 2-3 ore le-am făcut, da. Ne auzim, băieții, că vine întunericul, uitați aici ce vine pe noi, vine întunericul și Mr. Kinder Bueno. Uitați aici ce frumoasă stradă, mijloc in nowhere. Cam asta e, deci până în capăt e totul drept. Aici cât de cât dacă plouă, mai protejatul punțin, adică până plouă, scot rebi de geanta, scot ce scot de acolo în cap, și o stau cu ei pe cap, nu se preploaie, dar nu crezi că stau eu să-mi fac cam un cortul. Da, o zi bună, gașcă, ne auzim, asta e story numărul 1, 20 octombrie, asta e story, băieți, undeva 5, mai am undeva la 7, până la 7 am văzut că încă la 7 e întuneric, deci până la 7 se vede pe zona asta, până la ora 7 încă se vede, la fel la 7 dimineața se face, 7 jumate se face ziua, mai plus cadență, cam la 7 aproape deja e întuneric, deci până la 7, în 2 ore, pot să zic că mai mă mișc. O zi bună și ne auzim. Pa, pa, băieți, ăsta sunt eu. Ăsta sunt eu, băieții. Da, acolo din pustiu vin. Și in nowhere all gonna be there. Pa, pa, o zi bună. Pa.